Interes uriaș pentru meciul Sepsis Sfântul Gheorghe FCSB din Superliga, transmis pe Prima Sport 1 de la ora 21 în această seară. Suporterii s-au îngrămădit să cumpere bilete, așa cum fac la fiecare derby de acasă. Comentatorii partidei, Cosim Ocanu și Emil Grădinescu, sunt în direct cu noi de la Sfântul Gheorghe. Bun găsit! Din ce ați aflat, va fi un meci cu casa închisă? Din ce am aflat, se va rupe stadionul, ca de fiecare dată. Suntem nu departe de polul frigului din România, dar aici va fi un vulcan de căldură. De fiecare dată e așa. Da, până la urmă este meciul unei comunități, meciul unui oraș, ba chiar aș zice meciul unei regiuni. Nu neapărat meciul unei echipe. Pentru că aici toată lumea din oraș ține cu șep și lucrurile sunt făcute cam ca afară, așa am văzut cât de bine organizată este toată zona, și parcări, și cum arată stadionul. Vai, gazonul este realmente incredibil. Da. N-am întâlnit multe stadioane pe afară, aș spune, da, cu un gazon ca aici. Și cum spune Emil, e vorba de comunitate și de apartenența la acest loc, la acest oraș. Fotbalul e, dacă vreți, ca un liant, așa, care strânge cetățenii. Te întâlnești cu vecinul, cu profesorul copilului tău, cu medicul, da, cu vânzătorul, după care te duci acasă, că la 10 se închide tot. Pe lângă asta vreau să mai spun că, de exemplu, fotoliile unde stau rezervele sunt încălzite. Lucrurile sunt făcute așa cum ar trebui să fie și cum sunt și prin vest. Fotoliile încălzite, gazonul care arată impecabil și lumea care e în spatele echipei, desigur, susține echipa, după care la ora 10 mergem la culcare, ca a doua zi dimineața avem treabă și aici se muncește. Pentru că 0 grade dimineața, da, dimineața sunt 0 grade. Așa este. Încheiem, ne reîntâlnim la ora 21 la Prima Sport cu acest super meci, Șep și FCSB.